Salut, salut pe toată lumea! Vă salut cu cel mai mare respect și țin să vă anunț că vă mulțumesc din suflet că v-ați abonat la canalul meu de YouTube, Laur Șacalul, într-un număr foarte frumos și chiar văd prietenia voastră față de mine, cum și eu vă acord prietenia mea vouă. În seara asta fac acest vlog în legătură cu un prieten al meu de la București, cum am cunoscut cu el, unde m-am cunoscut, cu Sandu Geamănu. E prietenul meu și la ora actuală. Nu dau ani, frate, din ani, din perioade, din alea. Eu știți destul de bine cum am spus-o mereu, spun pe perioade așa. Aș dori să dau ani, dar nu știu ce relevanță ar avea. Bun. Bă, frate, am plecat pe cursă de la Slobozia, la Jilava. Când era Jilava, Jilava. Eu am prins și Jilava de 97-98. În fine. Ajung, mă cazează pe secția a doua, stau o perioadă de timp pe secția a doua, aș putea să dau și camera unde am stat. În fine, dar nu văd rost. La un moment dat, ce se întâmplă pe secție acolo, face mutări din secția a doua și mă ia pe mine din camera respectivă de unde eram cazat și mă mută pe secția a treia. Formează o cameră, era camera goală, o formează o cameră. În camera acolo mai mulți băieți. După la București. Era și greacă, îl știe multă lume. Mulți băieți. Alții care ne-am împrietenit, unii care ne cunoșteam mai puțin pe la instanții, pe la aer, ba, pe geamuri, cum ne prieteneam lui, cum se împrieteniște la pușcărie. Camera? Bună, frate, de băieții valabili. Dar problema era că ne cam băgase pe toți acolo, toate reptilele astea ne băgase cu drepturile tăiate. Toți aveam drepturile tăiate, fiecare pe câte o perioadă, de 3 luni, de 2 luni, de 6 luni. Depinde de rapoartele care le făcusem. Pentru că drepturile ți le tai în urma raportului de pedepsire. Ba ți-l dă cu izolare, ba îți stai vizita, ba îți stai pachetul, drepturile normale. Aveam noi așa un pic de capital, dar nu prea mare așa să... Ba ăla, era vorba aici cam de... În jur așa de două cartoane, ce aveam eu, spun ce aveam eu. Fiecare cam la fel. Bun. Cam un pic amărăciune în camera acolo. Ne-am chinuit noi două, trei luni cu prieteni pe acolo, cu una, cu alta, cu cunoștințe, cu... relațiile care le aveam, ba eu, ba ăla. Ne mai descurcam de țigări, de cafea, de ce ne trebuia acolo. Bun. Ne revenim, intrăm în drepturi cam jumate din cameră. Camera era camera, cam cea mai mare cameră de la Jilava în perioada aia. Cam cea mai mare. Mulți în cameră. Ne revenim cu capitalul, începe să vie pachete, să vie coletele, să vie vizitele. Toate bune și frumoase. Cam jumate din cameră din câți eram noi acolo, cred că eram în jur de vreo 50 și ceva de inși, 60 de inși. Vă dați seama că... La 25-30 de aici care începuse să intre în drepturi, era stas. Bun. Nu dau nume, frate. Mă apuc, tot mă invita un băiețaș la barbut. Băi, frate, nu joc sub forma de respect. Hai, domne, să jucăm, hai să jucăm. Bine, hai să jucăm, dacă tot vrei să jucăm, hai. Mă apuc cu el la barbut. Joc.
mă cam pișcă el pe mine. Schimbăm tactica după. Când văd eu că mă cam pișcă, schimbăm și tot. Îmi revin, încep să-mi revin. Păi frate, când mi-am revenit, nu e o laudă asta că câștigi la barbut sau că pierd la barbut, tot jucător te numești. Dar v-am zis și mă repet iar, eu chiar am jucat și joc barbut bine. Nu mai joc, de o perioadă de timp nu mai joc barbut deloc, chiar deloc, dar am jucat bine. Dacă nici jocuri de noroc nu vezi la pușcărie, ce să înveți atunci, frate? Acu, băiețașul ăla, dacă a pierdut, s-a dus, s-a împrumutat. El fiind în București, de acolo, cunoștea multă lume, i-a dat, frate, o grămadă de capital. Toate bune și frumoase. La un moment dat, rămâne și fără ce a produs el după acolo, după acolo, după la prietenii lui. Bun. Dom'le, mai joci și mie pe datorie. Băi, frate, pe datorie nu jucăm aici, că noi nu jucăm pe urși din pădure și nici n-am avut nicio convenție să joc 2, 5, 7, 14 cartoane în cazul când rămâi la zero. Nu mai joc. Asta nu era cu supărare. Dacă vrei, jucai, dacă vrei, nu jucai. Bun, ai și tu un pic discuția acolo, băi, frate, nu joci și pe asta, pe asta, n-ai cum să-mi impui tu mie să joc eu acum, ce fac, iau gențile de aici și te le dau ție, n-am înțeles. Nu, domnule, dar zic și eu așa, cu tare, eu te înțeleg supărarea ta și cam asta e. Bun. Nu-mi dau seama, frate, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat în camera aia acolo. Ce dedicații aveam eu pe la dosar pe acolo, că noaptea după apelul de seară, așa 9-10, mă strigă gaburul Marii Mihai, da? Fă-ți bagajul că te mut pe altă secție. Bine, mă, frate. Fac bagajul, strâng bagajul, strâng gale acolo, tot. Mă mută pe secția 4. Unde mă mută? În cameră cu Sandu. Cu Sandu geamă. Intru acolo în cameră, noroc, noroc. Salut, salut. Mă cunoaște vreo 3-4 băiețași când am intrat în cameră acolo. Ei fusese cu mine pe la Chilia cu niște ani în urmă. Bun. Dau noroc cu Sandu acolo, dau noroc cu câțiva băieți, că acum nu stai să dai cu toată lumea din cameră. Salut, salut, salut pe toată lumea și asta e. Ce zice Sandu? De unde ai venit, frate? Zic, de sus, după a treia. Oh. S-a uitat el așa la mine, de unde ești? Din Călăraș. Din Călăraș ești? Da. Cunoști pe Cutare? Da. Cunoști pe Cutare? Da. Bun. Cu cine ai mai fost în camera acolo, Patrie? Zic câteva nume la băieți acolo. Ah, bine, frate. Bandit Sandu, nu? Dai seama că și-a... M-a studiat el, că omul șmecher, ștocăr. S-a interesat el de mine. Eu îmi dau seama că el s-a interesat, că... Na, aveam și o pușcărie la activ și... Îl simți pe om, îl vezi pe om. Bine, bă, frate, zice. Să vede că ești băiat ca lumea, cu tare, zice el, după vreo oră, așa, două. Că nu ne culcam noi, frate, la program acolo la 9 sau la 10 când era stingere. Vă dați seama că stăteam toată noaptea și povesteam și făceam jocuri, beam nes, ce făceam noi acolo? Treaba bună și frumoasă. Mi-au împap un interval acolo cu băiețașii care mă cunoșteam. Sandu ca caracter mare, finuț, frate, șmecher, frate,
frate, om, ai înțeles, de talie mondială, nu... Cine nu știe pe Sandu. Păi, frate, zice... Uite, îți dau câteva cartoane de țigări, îți dau NES, îți dau astea, da. Nu, bă, frate, că zic am gențile îți plini. Chiar acum 3 ore să vin în camera asta, nici 3 ore, am terminat barbutul pe sus, pe acolo. Bun. Acum cu băieții acolo, era unul, poți să-i dau nume, frate. Mai în vârstă ca noi, eram tânăr atunci. Unul țăran. Juca tablele. Cam juca frumos, așa. Zicea băieții, eu până nu am jucat cu el, nu aveam. Bă, am zis chiar așa de bine să joace eu. Hai, bă, mă lăsați. În fin. Stăm noaptea acolo cu băieții care v-am zis că mă cunoșteam cu ei la Chilia, mai alți prieteni de-al lor ne-au împrietenit acolo. Am stat până aproape dimineață. Nesurile mergea, nesurile, discuții, armonie frumoasă în camera acolo. Respect de toată lumea. Nu să certa lumea în camera acolo, că nu le dădea Sandu voie să certe cineva în cameră sau să-și arate colții, mușchii sau astea. Nu merge. Omul era prea calificat, era băiat fin, era... avea vorbe la el, caracter mare. Ce zice ăștia? A trecut noaptea aia atunci. Ne-am culcat și noi, am dormit și noi câteva ore, ne-am trezit iar cu nesurile, cu mela pârnaie, cu discuții, cu alea. Ce zice băieții ăștia? Că am pișcase ăla la table. Băi, frate, zice, joacă-mă table cu ăsta. Haide, mă. Ia zi, bă, cum trebuie. Facem o tablă, facem... Da, bă, frate, ce face? Bun. Băi, frate, nu mă jur, dar credeți-mă din suflet. L-am paradit, l-am nenorocit la tablă. Deci am jucat vreo 3 zile și 3 nopți cu el, de... l-am distrus. Acum el a avut 10-15 cartoane capitalului. S-a consumat-o. El tot se ducea la Sandu și lua. 5-10 cartoane, 5-10 cartoane, cât lua el acolo. Puh, cum vine acum, îl astâmpăram imediat. Că el era și el disperat acum să se scoată. Eu nu mai jucam pe 3, pe 2, pe 5 pachete. Că, na, puneam la un carton, la 3 cartoane, partida. Mie l-am făcut pardon. La un moment dat, eu ce zic, băi, frate, trebuie să vorbesc cu Sandu să nu se înțeleagă altceva. Mai fac o pauză, că mai faceam pauză, mai mâncam și noi, că ne lua foame, dar nu stăteam 33 nopți, numai la... Da, de jucat am jucat, dar mai făceam cu pauze când mai stăteam și mâncam. Bun. Ce zic, băi, să zic lui Sandu să nu interpreteze omul într-un fel să creadă că eu am tente cumva la capitalul lui sau la astea, că mă îți dai seama, nici gând n-aveam. Și plus de asta eu aveam capital, dar n-aveam gândul de așa ceva. Stau de vorbă cu Sandu, pe Sandu le zic, uite mă, uite așa, uite așa, uite așa. Eu nu, frate, nu, frate, zice, îl ajut ei, prietenul meu, ce avea ei acolo. Nu e nicio problemă. Dă cu el până zice stop. Ce să... Dacă omul e jucător și îi place jocul, lasă-l să joace. Vede că bate soarele de aici, frate. Dă-i să joace. Haide-o, frate. Deci 3 zile și 3 nopți l-am guvițat pe țăranul ăla de... Așa avea porecla, frate. S-a întâmplat o... un fel de revolt acolo cu un băiețaș care și el e prietenul meu, Nicos, Nicos de la gară. A lovit un cadru, frate. N-am luat toată pușcheria foc, nu? Pe cine a scos afară? Pe Sandu. Băi, Sandu, a venit mascația, a venit trupa acolo, a venit Gabori. Vino și a stâmpărat pe ăsta, că uite ce a făcut. L-a scos, frate, pe la 12 noapte l-a scos din cameră pe om. S-a lăsat acolo, a vorbit cu prietenul lui, că era prietenul lui, Nicos. A vorbit cu prietenul lui, a vorbit cu garda, băi, că îți dai seama că putea să-l încingă ăia, să-l... Te paradește garda, îți dai seama că...
Nu vreau să deviez, să termin un pic subiectul ăsta și te paradește, frate, garda, când ai într-un cadru. Ca să nu te paradească, trebuie să fii prea bazat pe tine, să o lase ei așa, da. Dai seama pe ei, gardă până la urmă, nu faci fiecare ce vrei tu acolo, da. Nebuneala aia din cap și ăla și Nicu ăla era tânăr și el, fierbea sângele în el, omul șmecher. Vă dați seama, prieten cu bun, cu Sandu, nu era normal că omul trebuia să aibă orgoliu în el. Noi dacă am luat foc și am luat toată pușcăria acolo și multe camere, s-a aplanat treaba. A ieșit, l-a scos pe Sandu, a vorbit acolo cu Nicos. Și Nicos e prietenul meu, m-am prietenit cu el și cu el ulterior. Nicos de la gara. Gata, frate. Deci treaba bună și frumoasă. Noi eram cum ar fi la cameră de periculoși aici. Cred eu că de-aia mă mutase și pe mine, venise ceva la dosar. N-am aflat nici în ziua de azi că garda nu prea spune, frate, și îți dai tu seama că ei oricum te duce în eroare. Nu e, bă, e ceva, e, nu e, e, a, e, te minte, că așa e. Dar văzându-te la cameră de periculoși, nu-ți dai seama că ai ceva la dosar? Bun. Asta vreau să spun la lume, că spune lumea. Am primit mesaje de la lume pe aici. Bă, dar tu ai dat în gardă și nu ți-a făcut nimic, te paradea ăia. Băi, bă, dar tu crezi că eu n-am luat bătaie de m-a rupt ăia în tonfe, mă, frate, mă. Băi, vă spun din suflet, mă, voi credeți că eu n-am luat bătaie? Sau nu m-a bătut garda? Unii spune niște aberații de-astea, niște, ei nici n-ascultă, cred că nici n-ascultă bine ce spun eu. Am luat, frate, și bătaie de la gardă. M-a ținut ăia în tonfe, dar nu mai puteam, eram leșinat, nu așa ștouri. Bine, astea o să povestesc eu în alte vloguri, în alte live-uri, după la revoltele care le-am făcut. Dar mă uit la unii și mă uimește. Bă, dar dacă pe tine nu te, nu știu ce, mai spune unul, bă, zice, ai zis tu cu atunci cu miliția că erai cu cătușile. Băi, nebunule, până să pui cătușile. Păi ăia te ține în cătuși așa 120 de ani, te ține și ei o oră, două, șapte, cinci zile, îți dă drumul, dar nu te ține 9 ani. Dar dacă nu știe lumea, vorbește fel de fel, dar bine, omul e liber să spui, să spui părerea lui. Nu mă deranjează asta, eu doar vreau să-i explic ce fel și cum este. Frate, treaba bună și frumoasă în camera acolo. Prietenie, discuții frumoase cu Sandu, mai... Știe toată lumea asta. Mai ciocneam câte un pahar, că era, era, frate, chiar era. Era și va fi mereu, că v-am mai spus că despre lucrurile astea, că păduchii și rezistența nu o să lipsească niciodată din părnaie. Indiferent cât ar face dilatizare de asta, sau cum îi spune, tot la fel. Păduchii, păduchii. Asta o facem ca un spirit de glumaș. Dar e real. Nu au mai scos Tureș, ce e din pușcărie acum, telefoane, că le scoți, le intră, le ale. Știe toată lumea aici, nu-i vorba de Sifoleanu, nu-i vorba de Păduială. A fost telefoane când era cu Traista. Nu e nicio Sifoleală asta, frate. După o perioadă în camera acolo, ne mută, frate, patrea, dar pe o scurtă. Că toate secțiile la Jilava era cum ar fi lunga și scurta. Oamenii știe care au făcut pedeapsă pe acolo sau care au avut neamuri arestate, știe măcar cel puțin din auzite. Ne ia toată camera și ne mută acolo. Ne anunță cu vreo oră înainte. Băi, vedeți, vă faceți bagajele într-o oră, o oră, două, așa, să fiți pregătiți, vă mutăm sus spate. Bine, mă, frate. Ne-a dus spate. Tot aceiași oameni, același Sandu Geamu, l-a înțeles cu calitățile lui frumoase, cu vorbele lui frumoase, râdeam cu el, povesteam, noi povesteam, el povestea, povesteam de astea, lucruri de astea. Făceam atmosferă frumoasă în camera acolo. Ieșeam la fotbal, aveam program de fotbal, ieșeam la fotbal, jucam tenis de picior. Juca bine Sandu, juca, le avea și cu fotbalul și cu tenisul de picior. Chiar îi plăcea să alerge, să joace, să avea condiție fizică de el.
treaba bună și frumoasă, frate, și patria acolo. Tot așa, liniște în cameră, fiecare la locul lui, prietenii lui acolo, cum ne-am pus noi, ăla pun interval, ăla pun interval, aici. Aceeași caracterică, aceeași armonie frumoasă, aceiași băieți frumoși și liniștiți. Ne înțelegeam bine, stăteam de vorbă la cafele, la... Mai jucam table, jucam ca prieteni, așa ca cum ar fi tovarăși de mâncam, tovarăși de pachet, nu jucam noi jocuri de noroc între noi, table, barbut sau astea, nu jucam, jucam așa de... Ba, jucam pe caterincă, de fă 5 genul, fă 10 flotări, lucruri de-astea normale, cum ar fi de băieți, de celulă. Ca să fie... Râdeam, apă, apă, un par, două de apă, să ne treacă timpul, să avem cât de cât o ocupație acolo frumoasă. Bă, fraților, eu vă mulțumesc foarte mult pentru respectul care mi l-ați acordat și prietenia și că v-ați abonat la canalul meu de YouTube și sper în continuare să vă abonați cât mai mulți la canalul meu de YouTube, Laur Șacalul. Vă aștept cu drag. Fac și vloguri, fac și live-uri. Și vă povestesc din suflet toate întâmplările din viața mea, sincere și reale. Vreau să fac mențiunea pentru copiii din ziua de astăzi. Cum știți destul de bine că v-am învățat, să fie frate cu minți, să fie liniștiți, să-și vadă de școala lor, să învețe o meserie și să nu dea ocazia niciodată să ajungă pe la pușcărie, pe legea statului, tribunale, poliție, să fie oameni la locul lor și să bucure de viața asta frumoasă, că este cel mai important. Aș putea să precizez mult mai mult aici pentru copiii din ziua de azi. Să nu se apuce de băutură de la o vârstă fragedă, dacă poate să nu fumeze, să nu se drogheze, să-și vadă frate de treaba lor că toate lucrurile astea urâte, sau ce vede ei până altă parte, sau ce a văzut ei așa și crede ei că nu e bune și nu e favorabile pentru ei. Eu vă salut cu mare drag, cu tot respectul și ne vedem în curând. Și pe live-uri și pe vloguri. O seară frumoasă, o seară minunată la toată lumea, vă doresc.